suntem într-o formulă echipă foarte puternică, pentru că suntem cu o zi înainte de 15 iunie, când toată România sărbătorește Ziua Poetului Național. Nu voi vorbi despre Mihai Eminescu astăzi, fiindcă avem o emisiune despre poezia contemporană, dar trebuie să începem cel puțin cu acele superbe versuri din Luceafărul pe care le-am învățat cu toții încă de pe băncile școlii și care parcă într-un fel evidențiază destinul eminescian. Porni Luceafărul, creșteau în cer a lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele, de desubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Mă gândeam, sigur, nu mi-am propus să recităm toată poezia, dar mă gândeam că ar fi interesant să știm ce se întâmplă în jurul nostru, în Pitești și nu numai. Astfel, poetul profesor Constantin Vărășcanu va participa în ziua de joi 15 iunie la o manifestare deosebită care se va întâmpla la Curtea de Argeș. Aveți microfonul aici? Într-adevăr, joi, la ora 16, Asociația Corul Veteranilor Mihai Viteazu din Pitești este invitată la o activitate dedicată poetului Mihai Eminescu la Curtea de Argeș, care este organizată de Revista Suflet Românesc, filiala județeană Argeș Posada a cadrelor militare în rezervă și retragere Curtea de Argeș, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, precum și Centru de Cultură și Arte George Topârceanu. Programul cuprinde o parte religioasă, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, două sărbători creștine ce ne apropie de Dumnezeu, cuvinte de suflet rostite de preotul Ovidiu Vlășceanu. Urmează un program artistic, Sara Pedeal, un recital coral susținut de corul Orfeu, dirijat de profesor dr. George Neacșu. Apoi Eminescu, Biserica Sufletului Nostru, cea de toate zilele, mărturisiri despre Eminescu ale poetului și profesorului Lucian Costache. Îl iubesc pe Eminescu, recită din creații proprii elevi precum Antonia Bianca Diaconu de la Liceul Tehnologic Ferdinand I, Bianca Stoica, Liceul Tehnologic Ionescu Mușcel din Domnești. Urmează un recital liric susținut de Patricia Bădiță, Ana Maria Baltag, Diaconu Șirare și Ștefan. Apoi, Ce-ți pasă ție chip de lut? Recită din creația eminesciană Constantin Teodor Craifăleanu, scriitor, aici prezent în sală, și avem ocazia să ne întâlnim din nou, domnule Craifăleanu. După care, un moment liric susținut de Daria Ninu și Ștefan Ducu, după care intrăm noi, corul. Mai am un singur dor, recital coral, eminescian, Corul Veteranilor din Pitești, dirijor, colonelul în retragere Nicolae Perniu. Au cuvântul doamnele, versuri și gânduri despre Eminescu, rostite de către Elena Șerbănescu-Ieșanu, Florica Popa, Mihaela Ionescu, Aurelia Corbeanu,
Lidia Manea, Elena Toteanu, Rodica Nicolae. La mijloc de Cireșar este o poezie publicată aici de George Baciu, care o va recita acolo. Și cam acesta este programul de la Curtea de Argeș, iar eu voi recita o poezie dedicată lui Eminescu, pe care am scris-o recent, între melodiile corului veteranilor. Și dacă îmi permiteți să recit această poezie pe care am scris-o ieri. Eminescu. Când dau tei în iubire de parfum amețitor, a plecat spre nemurire prințul florilor ce dor. Când fecioarele de stele aprind bolta licărind, Eminescu, printre ele, luminează în cer scriind. Când prin codrii de aramă de departe vezi albind, flori albastre țesnă framă în pădurea de argint. Când în lacul cel albastru nuferi galbeni se adună, în oglinda lui de astru, buciumul cu jale sună. Mulțumesc! Îi mulțumim colegului nostru și de catedră, și de, cum să spun, vecinătate în care am crescut, și coleg de condei, și m-am bucurat că eu am ales acel fragment, un cer de stele dedesubt, deasupra, cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele, deoarece și colegul meu l-a plasat pe Eminescu într-un cer de stele. Eminescu, cum spuneam noi, ca omul complet al culturii române, este, va fi nemuritor. Îl vom ruga pe colegul nostru de Condei, poetul dr. Constantin Craifeleanu, să recite câteva versuri, deoarece domnul doctor a făcut, se pare, un liceu foarte serios la Brașov și știe și acum încă multe versuri din Eminescu. Trecut au anii ca nori lungi pe șesuri și niciodată nor să vie iară, că nu mă încântă azi cum mă mișcară povești și doine, ghicitore resuri, ce frunte am de copil o înseninară, abia înțelese, pline de înțelesuri. Cu atale umbre azi în van mă împresuri, o, ceas al tainei, a sfințit de sară, să smulg un sunet din trecutul vieții, să fac, o, suflet, ca din nou să tremuri, cu lira mea în van pe liră lunec, cu mâna mea în van pe liră lunec. Pierdut e tot în zarea tinereții și mută-i gura dulce a altor vremuri, iar timpul crește în urma mea, mă întunec. Foarte frumos, foarte frumos și această imagine, acest superb vers eminescian. Timpul crește în urma mea, mă întunec. Și aș vrea să continui cu Veneția, alt sonet. S-a stins viața falnicei Veneții, n-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri, pe scări de marmură, prin vechi portaluri, pătrunde luna înălbind păreții. Oceanos se plânge pe canaluri, el numai este în floarea tinereții, miresei dulci i-ar da suflarea vieții, lovește ziduri vechi sunând din valuri, ca-nțintirim tăcere-i încetate. Preot rămas din avechimii zile, San Marc, sinistru miezul nopții bate, cu glas adânc, cu graiul de sibile, rostește lin în clipe cadențate, nu-mi vie morții, e în zadar copile. Mulțumim foarte mult domnului doctor.
din nou un gând de prețuire pentru geniul eminescian și acum să trecem la tema emisiunii noastre de astăzi, care este o temă despre poezia contemporană. Și înainte de a-i prezenta pe cei doi poeți, Dance David, care trăiește în America, și Marian Dumitrescu, care trebuie să apară din clipă în clipă, aș vrea să dau cuvântul poetului Virgil Diaconu, așa cum bine se știe, redactorul șef al unei reviste de prestanță care se tipărește aici la Centrul Cultural, una din cele mai cunoscute reviste din Pitești, la toate saloanele de carte de la București iau această revistă și oamenii o cer, revista Cafeneaua Literară. Deci îl voi ruga pe Virgil Diaconu să ne vorbească de recent încheiatul festival Phil Street, care a fost un mare succes în orașul nostru. Mulțumesc. Phil Street a fost un festival care s-a desfășurat timp de 4 zile în Pitești. El a fost gândit de către poetul Călin Vlasie și editura lui Rocart, însă a fost pus pe roate împreună cu Centrul Cultural și finanțat de Primăria Pitești, fără de care acest festival nu ar fi putut să ia ființă, pentru că am avut invitații din străinătate, au trebuit oameni să fie cazați care au participat din străinătate la festival, deci festivalul a solicitat niște cheltuieli. În privința celor care au venit din străinătate, aș spune că este vorba despre poeți. Unul dintre ei, care a venit din Grecia, Dimitris se numește, Canelopoulos, da, a tradus 95 de poeți români în limba greacă, acest lucru fiind destul de important pentru că acești poeți sunt contemporani și avem ocazia de a fi cunoscuți și în alt spațiu cultural. De asemenea, a mai fost invitat un poet din Malta și altul din Mexic. Aceștia și-au lansat cărțile pe care le-au editat la editura Rocart a lui Călin Vlasie. În afară de asta, în fiecare zi au fost recitaluri ale poeților participanți, ale poeților invitați participanți, în așa fel încât, ținând cont că aceste recitaluri au avut loc în piața publică, aș spune, în fața Bibliotecii Județene Argeș, s-a știut, s-a aflat că și în Pitești se întâmplă un festival care are loc o manifestare culturală. Am avut noroc de timp frumos, așa încât toate lucrurile au decurs normal, aș spune, și cu un fel de încântare și mândrie că și Piteștiul a putut să facă o activitate culturală deținută într-adevăr. Tot timpul manifestarea a fost filmată de televiziune locale, dar și de televiziunea română, care a trimis o echipă prin Mirela Giolea din Craiova, o echipă de profesioniști care a filmat în domeniul lui Călin Vlasie de la Băbana, unde au avut loc de asemenea recitări, lansări de carte și discuții despre literatura română. În afară de asta au mai fost două colocvii, unul dintre ele despre literatura postmodernistă, destul de interesante, aș spune, pentru că literatura care se face în ultima vreme, să spunem din anii 80 încoace, a fost numită de generația 80 literatura
literatură postmodernistă, urmându-se patentul american al literaturii postmoderniste, care e drept avea loc cu vreo 30 de ani înainte, începând cu generația Beatles, și ținând cont că în America de Nord acest tip de poezie a avut o deschidere și, aș spune, chiar și un succes, în ghilimele, totuși, pentru că poezia are succes printre cunoscători și nu poate avea un succes de masă ca un meci de fotbal, ei au dat așadar 80-iștii numele poeziei pe care au scris-o de poezie 80-istă. Au vorbit despre această poezie îndeosebi Ion Bogdan Lefter și Călin Vlasie, Bogdan Lefter fiind un critic destul de cunoscut, care a scris chiar despre postmodernismul românesc două cărți. De asemenea, s-a mai difuzat un film despre Constantin Noica la Sala Filarmonicii, foarte interesant, și în penultima zi s-au acordat premiile, au fost 5 premii care au fost înmânate de domnul primar. În ansamblu, eu consider că a fost o manifestare de ținută, de elită, pentru care Piteștiul trebuie să fie mândru. Îi mulțumesc pe această cale domnului Virgil Diaconu pentru că a venit la Clubul Cultural alături de noi și a vorbit așa frumos, profesional, despre Festivalul de Literatură în Stradă care s-a desfășurat zilele trecute la Pitești. S-a realizat un mai vechi vis al meu. Eu am spus mereu că oamenii nu mai au timp, oamenii contemporanii noștri sunt foarte solicitați, timpul parcă s-a scurtat și am rugat mereu să ieșim în stradă cu cărțile noastre, cu poemele. Festivalul s-a bucurat și de prezența elevilor de la Liceul de Artă și știți dumneavoastră că muzica vrăjește și pietonală, cum a spus domnul Ion Bogdan Lefter, Strada Mare, cum spunem noi, deci pe Strada Mare, după ora 5, când este foarte intens traficul, au răsunat cântecele elevilor, lumea s-a împiedicat de noi, ca să spun așa. De fapt, totul era foarte frumos, regizat, sonorizare, stradă, scaune puse chiar pe stradă, direct, așa cum am văzut eu la Veneția și cum am văzut la Paris. Chiar pe treptele bibliotecii județene s-au făcut locuri pentru a se așeza și oamenii care treceau, foarte mulți tineri, copii, s-au strâns în jurul nostru și astfel poezia a zburat către acești oameni. A fost o mare realizare a Centrului Cultural Pitești, mulțumiri primăriei care s-a implicat de data aceasta și, așa cum a spus Virgil Diaconu, domnul primar a oferit personal premiile în semn de prețuire pentru scriitorii prezenți. Acum, partea a doua a emisiunii noastre de astăzi cuprinde o incursiune în poezia contemporană și vreau să vă spun că poezia scrisă de românii care nu mai trăiesc în țară face parte, de fapt, dintr-o anumită ramură, ca să zic așa, a literaturii. Și m-am gândit de dimineață că literatura exilului a început cu Ovidiu, cu scrisori din Pont, pe care Ovidiu le-a scris pentru cine scriu acești oameni, m-am gândit. Iată, Ovidiu le-a scris pentru contemporanii lui, sperând că va fi rechemat la Roma și scrisorile din Pont vor ajunge către contemporani. Cealaltă parte foarte serioasă a exilului românesc, acel exil de nevoie, nu de bunăvoie, care i-a cuprins pe Eliade, Cioran, Vintilă, Horia, cuprinde scrierile adresate tot românilor, cele mai multe fiind în limba română. Toate acele scrieri
foarte prețuite. Vintilă Horia pentru Dumnezeu s-a născut în exil, a primit premiul Goncourt. Cioran a devenit cel mai mare eseist francez de origine română, se spune. Eugen Ionescu, hrănit de Caragiale și Urmuz, a devenit un dramaturg mondial. Eliade este savantul pe care noi toți îl cunoaștem. Deci scrierile lor reprezintă o parte a literaturii române, de scrieri în exil, non-voluntar, forțat. Dar iată că se profilează și altceva. Sunt scriitori români care nu mai trăiesc în țară, dar care continuă să scrie în limba română. Și aici există o autoare pe care am publicat-o de mai multe ori la editura Zodia Fecioarei, Carmela Boila Gochel, care a și fost în emisiunea Centrul Cultural și anul acesta la Bookfest a lansat o carte, Nuanță de albastru din ciclul Dăruit. Ea are și roman istoric, Străjerul, cuprinzând opera lui Ștefan cel Mare. Această autoare trăiește undeva în Austria, pe lângă Viena. Și ea continuă să scrie și să publice cărți în limba română. Iată deci că nu s-a desprins de publicul ei cititor, de publicul român. Cazurile sunt numeroase și critica literară ar trebui să acorde un spațiu special acestui gen de scriitori. O carte avem noi în față aici, este Dan C. David, un român trăitor în America. Și un alt caz despre care vreau să vorbesc este Marian Dumitrescu, pe care noi îl așteptăm din clipă în clipă, trebuie să vină împreună cu Aureliu Goci, care îl va prezenta. M-au sunat să-mi spună că au o întârziere din nu știu ce pricini, dar că vor ajunge precis. Ce este cu acest Dan C. David? Dan C. David este publicat la editura Beta, condusă de Nicolae Roșu din București, editură care are un palmares bogat de autori și care se ocupă și își lansează cărțile cu mult interes. Dan C. David a fost aici la Centrul Cultural înainte de pandemie, când Centrul Cultural Pitești a acordat o emisiune editurii Beta, când a recitat și actorul Florin Zamfirescu. Și Aureliu Goci consideră că acest Dan C. David este un nume peste care nu trebuie să trecem ușor. Iată ce spune. Dan C. David scrie o poezie gravă în diverse registre tematice, de la invocația erotică la creația vizionară de atenționare apocaliptică, dar și cu diverse implicări sociale și tendințe politice și atitudine de reflexivitate sau de confesiune intimă generată de introspecție. Discursul liric are o ținută de abordare directă sau diversificată în forme interrogative sau exclamative cu morală implicită. Eu am în mână volumul Rătăcit prin Far West, care a fost prefațat la Sud spre California, care a apărut la editura Beta în 2023, deci este un volum recent și reprezintă o antologie de autor. Dan C. David spune: dedic acest volum de poeme copiilor și nepoților mei ca semn al dragostei părintești și al îndemnului la implicare și responsabilitate. Prefața acestui volum este făcută de Mihail Soare, care ar fi fost prezent aici, dar ceva probleme medicale l-au îndepărtat de acest moment, de această emisiune. Cum? Nu este profesorul Mihail Soare, nu este profesorul Soare, inspectorul Soare, este prozatorul Mihail Soare, care trăiește pe lângă Topoloveni, pe undeva, și care nu prea apare în spațiile noastre publice, dar are foarte multe cărți apreciate mult la București. Vreau să citesc o singură propoziție.
Nimic nu e mai persistent și mai proaspăt în memoria pribeagului Dance David decât îndepărtata sa copilărie, iluzii guralive, evenimente cu fasoane de date istorice, profeții. Lătrate la colț de filozofii știrbe, orașele în care totul e de avalma, nimic, dar nimic nu rezistă probei hârjoanei nebune a clipitelor. Și eu am selectat pentru emisiunea de astăzi un poem, se numește Post Mortem. Mamă, nu am stat lângă tine când ai murit. Ei, eram extrem de ocupat. Aveam treabă. Știi tu cum a fost. Iar tu erai dificilă, nu voiai să-ți iei medicamentele, să stai în pat liniștită, spărgeai vasele pe la bucătărie și te certai într-una cu domnul Molea, vecinul de la parter. Ziceai că nu poți suporta starea de inactivitate. Abia când ți-am purtat sicriul de la capelă până la cavou, cu Radu, cu Mihai, cu Ninu, mi-am dat seama că încărunțisem într-o singură noapte priveghind lângă sicriul tău. O altă poezie, fiindcă aceasta a fost relativ cam tristă, un poem de noapte. Un poem ca un somn, din care cresc vise ca frunzele verii, din muguri umezi. Un poem ca un pom, din care cresc frunze ca visele noaptea, din poemele serii. Un poem ca un vis răsărit din tainele nopții. Tu nu poți dormi din cauza frunzelor născute noaptea din muguri umezi, primăvara, acum. Eu nu pot dormi fără niciun motiv. Mi-e gândul la tine și îți scriu un poem cu noapte, cu vise, cu muguri și frunze, în poemul din stradă, acum, primăvara. Noaptea e scurtă, cafeaua e rece, acum, primăvara. Un poem de dragoste și mai este o singură poezie pe care vreau să o mai citesc aici. Se numește Poem pentru tine. În camera noastră, împrăștiate pe pardoseală, creioane, gume și file albe. Eu scriu, tu ștergi, nu ți-a plăcut nimic din ce ai citit. Poemul perfect, nu ți l-am scris. Inima mea nu e încă plină de tine. Poate într-o zi când mi te vei dărui întreagă, el va apare de la sine. Se va revela dintr-o dată, ca într-o minune, pe toate filele împrăștiate pe pardoseală. Acesta a fost Dan C. David. Așadar, am vorbit în această emisiune despre poezia contemporană, despre fenomenul poetic contemporan, legând exilul acela forțat al interbelicilor noștri de prezența unor scriitori români care trăiesc în străinătate și am amintit pe Dan C. David, care trăiește în America, am vorbit despre Carmela Boila Goicăl, care trăiește în Austria, și despre Marin Dumitrescu, trăitor în Spania. Recentul volum al lui Marin Dumitrescu, intitulat Sunt singur, singurătatea poetului, aceea resimțită în metaforă, în vers, tristețea cuvintelor pe care le așternem uneori pe hârtie. Marin Dumitrescu are șansa să fie prezentat de criticul literar Aureliu Goci. Domnul Goci, îl prezentați pe poetul nostru contemporan? Rămâneți pe scaun ca să fim la liber. Îmi face plăcere să vă prezint un poet autentic, un poet român care scrie versuri în Spania și care își publică cărțile în România pentru cititorul de limbă română. Marin Dumitrescu este un poet care vine din acea vatră de literatură și de cultură
înaltă, care este Tellermanul marilor scriitori și care astăzi a ajuns la Mediterana. Marin Dumitrescu este un poet al unui dinamism sufletesc care se proiectează pe un univers social. Aș putea spune că este un poet care scrie versuri și trăiește ca un poet. Imaginația sa este întotdeauna mai departe decât poate să bată gândul obișnuit. Este un scriitor care vede în actul poetic o sărbătoare a sufletului și o aprofundare a minții. Mintea și sufletul său sunt undeva pe cerul mistic al României și el scrie indiferent de locurile pe care se află. Poet care vine din acea direcție literară românească a unei generații afirmative, a unei puteri de impunere în universul social un anume punct de vedere, o anume concepție de viață, o stare de suflet. Este omul care poate să se metamorfozeze în diferitele chipuri pe care poate să le ia universul, natura. Versurile sale semănau cu au o anume forță, o forță dinamică, o forță de comunicare și în același timp cristalizează o conștiință care se autodefinește și în același timp se proiectează într-un imaginar care rămâne definitoriu pentru scrisul său. El, vedeți că nu se deosebește, n-are cum să deosebească de poeții români care scriu în România și poeții români care scriu în Spania și sunt destui, vreau să spun, au chiar și o asociație a scriitorilor români din Spania, semn că rezoluția lor de personalități culturale se poate resimți și acolo, chiar dacă sunt într-un context lingvistic diferit. Marin Dumitrescu, sigur că vine pe o direcție poetică cunoscută, e aceea poeziei unei generații, în care fiecare personalitate, fiecare exponent, fiecare personalitate devine exponențială pentru categoria socială din care face parte și se exprimă. El se exprimă pe sine, dar în vocea sa se aude și acea acoperire de fond a unei comunități în jurul căreia el poate să scrie românește. Acum, sigur știu precis că există poeți care scriu românește și în Irlanda, Irlanda de Nord, de exemplu. Acolo este chiar singur, trist, cred că n-au de românește o dată pe an. El în Spania se simte ca la el în Tellerman, la capătul metroului din Madrid, care are peste 40 de kilometri, este Alcalá de Henares,
un oraș, de fapt, un cartier al Madridului, în care el trăiește cu familia sa, care este așezată, rostuită, copiii la școală și oamenii la punctele lor de vedere. Însă, limba rămâne întotdeauna determinantă în poezie. Limba română, el, probabil că în Spania vorbesc românește numai acasă, ei. Dar când se duc la servici, se duc pe stradă, la cumpărături, unde se duc, vorbesc spaniola, că e limba majorității și a comunității, la urma urmei. Deși sunt și microcomunități românești, pe aici, pe acolo, prin toată lumea. Marin Dumnezeu este un poet de avergură. El are o profunzime, pe de-o parte, și o înălțime, pe de altă parte, care îl individualizează în contextul actual. De exemplu, mă uitam la niște antologii care mi-au venit de la tinerii poeți românești, care nu mai seamănă cu el și cu cei din generația lui. Sunt deja postmoderniști și postmoderniști și nu mai țin de acel, de acea bună originară, de acele rădăcini adânc înfipte în pământul natal. Este un poetic pentru, cum îi plăcea lui Călinescu să spună, pentru toate zilele săptămânii. Pentru că știți, unii scriu rar, nu știu ce, sau aceiași poeții de duminică, alții poezii de sâmbătă. El este poetul în care poezia îi umple toată viața, tot timpul, inclusiv calendarul, și se exprimă pe sine și prin sine o exprimă această conștiință a românului, care rămâne român oriunde s-ar duce și se exprimă românește în toate comunitățile. Cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul să vorbească el despre sine, despre ce vrea el, despre poezie, despre Telerman sau despre Pitești. Marine? Mulțumesc mult, îi mulțumesc prietenului meu și marelui critic literar, Aurel Goci. Așa este, eu vin acum din Spania, însă în Spania am ajuns din Telerman, din Telerman am ajuns în București, din București m-am întors în Telerman și în cele din urmă, pentru că întâmplările nu sunt chiar întâmplătoare, a trebuit să ajung în Spania cu întreaga familie. Este adevărat că în Spania locuiesc peste 1 milion de români cu acte în regulă. Este adevărat că acolo sunt... Și încă 1 milion fără acte. Nu s-a făcut recenzia celor fără acte. Avem acolo asociații culturale și de ajutor umanitar. Din cadrul asociațiilor culturale, eu fac parte din vreo 5 și chiar am propus acolo președinților asociațiilor să ne unim eforturile asociațiilor și nu să unim asociațiile și să realizăm lucruri frumoase pentru noi, în primul rând, cei de acolo, pentru cultura românească și să apropiem, să ne integrăm bine în cultura spaniolă, pentru că acolo trăim, acolo mâncăm, acolo dormim și acolo ne creștem copiii și nepoții. Însă, întotdeauna, nu am auzit român să spună că eu vreau să rămân în Spania pentru că, bine, mi-e dragă Spania, e frumoasă. Dar așa cum mi-e dragă România, nu poate să-mi fie niciunde și nici cum un alt loc din lume. Eu consider că sunt un cetățean al pământului. Că oriunde m-aș fi dus, dacă aș fi fost așa cum sunt, și îmi place cum sunt, m-aș fi descurcat și m-aș fi integrat în oricare societate, bineînțeles, umană și bună.
E adevărat că sunt țări în lume care nu sunt așa de atrăgătoare, însă Spania, din punctul meu de vedere, a fost bine primitoare, m-am simțit bine în prezența spaniolilor și m-au tratat întotdeauna ca pe un frate, ca pe un cetățean de-al lor, însă eu nu le-am greșit niciodată cu nimic. Ei dacă mi-au greșit, unii dintre ei dacă mi-au greșit, am trecut cu vederea și am încercat să evit persoanele respective, pentru că și în România, ca și în Spania și peste tot în lume, mai sunt și oameni uscați printr-o pădure verde. Iată, Marina a spus niște lucruri foarte interesante. Eu sunt cetățean al pământului, frumoasă exprimare, și a spus ceva și mai frumos. Niciun loc în lume nu poate să-mi fie așa drag cum îmi este România. Exact ce spuneam mai devreme, acești trăitori în alte țări care continuă să scrie în limba română, și l-am întrebat mai devreme pe Aureliu Goci, în viziunea domniei sale. Aureliu Goci este, aș spune, unul din cei mai mari specialiști asupra fenomenului poetic românesc, începând de la Dos Oftei și până în zilele noastre. Da, iată și o carte pe care a adus-o aici. Deci, el are o privire de ansamblu a tot ceea ce a suflat vers în gândirea și înțințirea românească, și el mi-a confirmat că da, acești oameni, deși trăiesc în alte țări, de fapt nu s-au rupt niciodată sufletește de România. De aceea ei continuă să scrie cărțile în limba română, să le publice și iată să se obosească, pentru că e distanță din Spania până aici, ca să-și lanseze aceste cărți acasă. De parcă ar fi un dar pe care ei îl aduc cu multă bucurie la ei acasă. Categoric este un dar pe care îl fac limbii române. Și cu atât mai mult cu cât din ce în ce și în Spania, ca și în Franța, ca și în Anglia, sunt mari comunități de români, este important să existe spirite care unifică, care strâng alături, care devin lideri de comunitate. Fiindcă timpul nostru nu este foarte mult acum, îl voi ruga în primul rând pe Marin să ne citească. L-am auzit la Vâlcea citindu-și poemele la salonul Rotonda Plopilor Aprinși. Are o poezie excepțională și o citește într-un fel unic. M-a impresionat atunci, de aceea am dorit să-i rog să vină și la Pitești să prezentăm în această emisiune a Centrului Cultural. Emisiunea va fi pe site-ul Centrului Cultural și poate să fie văzută de mulți, da, este preluată de toate televiziunile locale, și aș vrea ca Marin să ne citească câteva poeme. Să rog, una, mulțumesc. Dacă îmi dați voie. Da. Marin Dumitrescu, ca să-l punem cumva în spațiu, este ultima descoperire a lui Nichita Stănescu, dacă vreți să fiți așa. Înainte de a muri Nichita în 1983, avea versurile lui de atunci, al tânărului Marin Dumitrescu, și era încântat de ele, și de altfel Nichita s-a prăpădit în acel an și nu s-a mai, că ar fi vrut să scrie despre el, ar fi vrut să, mi-a spus mie ulterior asta, și îmi spunea și Dora, nevasta lui Nichita, mă întreba, zice, măi Aurile, dar ce-i cu băiatul ăla care a venit de la Deberman, cum acolo, că i-a căzut cu tronclu Nichita. Zice, nu mai la el, care se deschidea ușa continuu, toată lumea voia un cuvânt, două vorbe de la Nichita, te făcea poet și te publica România Literară, dacă zicea Nichita. Și zice, pe băiatul ăsta a căzut într-un... Dar Nichita s-a prăpădit, n-a mai avut cum să-l ajute mai departe s-a ajutat singur pentru că a găsit resursele necesare să se exprime, să scoată cărțile cu toate dificultățile care au fost pe vremea comunismului, care era de un anume tip, să zicem, ideologic, și cu toate dificultățile care sunt
pe vremea noastră, unde publicarea e liberă, dau bani. Și peste tot sunt lucruri. Dar a reușit să depășească, să evite aceste greutăți, să le survoleze, cum ar zice poetul, și să ajungă el însuși un poet. Cel mai bine e ca el să vorbească el despre sine, da, și să ne spună el ce vrea să ne spună despre sine și să ne citească poezia care o să spună la, probabil la sfârșit, care îi plăcea foarte mult Chita, care nu știu, poate ați auzit de Unde-i moartea să o omor. Unde-i moartea să o omor, să numea poezia care îi plăcea lui Nichita la nebunie. Și gata, ia-o tu, gata. Mulțumesc încă o dată lui Aurel. Da, e adevărat, Nichita, deci am trecut pe acolo, de fapt, cam în perioada aceea l-am cunoscut și pe Aurel. De la Nichita nu se putea învăța decât poezie. Cine spune că la Nichita se bea, nu este adevărat, la Nichita se bea poezie. Îmi amintesc cu nostalgie și cu emoție zilele în care mergeam și nu puteam să vorbim la Nichita, pentru că Nichita era o poezie întreagă. Însă viața a fost dură cu Nichita și ni l-a luat la numai 49 de ani. Haideți să vă citesc din, nu ultima, este cea mai nouă carte a mea. Nu-mi place să spun cea mai recentă, pentru că, nu știu, nu-mi place. Înspre luni. Deasupra apei, pe niște scânduri tinere, la o masă de lemn și ea tânără, mi se pare că într-o vineri înspre luni, mă gândeam că sunt pe pământ și mă mai gândeam că nu sunt, până mi s-a făcut gândul cuvânt și a plâns ca o ploaie mărunt. Beau dintr-un pahar sărbătorește, până Calea Lactee mi se pare informația genetică în care pământul pământește, lumina se naște și trăiește și moare. Și eu vin de deasupra apei, vin de departe și stau deasupra mea ca un duh. Stau deasupra mea în văzduh, contemplându-mă cum stau la masa de lemn cu propria mea moarte și beau din pahar cerul și o îndemn să beie și ea. Deasupra apei, la marginea lumii, pe niște oase de lemn tânăr, la o masă de lemn tânăr, beau și în paharul meu se oglindesc stelele și mă țin cu moartea de după umăr, beat de puterea misterioasă a universului. Ridic paharul și beau și mă ridic, fără să mă ridic de la masă, și stau deasupra mea contemplându-mă, mi se pare că într-o vineri înspre luni. Mulțumesc mult. N-am să vă plictisesc prea mult, dar vreau să vă mai citesc. Simplu. Îmi cântă liniștea în gând la flaut. M-am rătăcit și nu știu ce caut. Și vin din nu știu care răsărit, că nu mai știu nici cine sunt în toată rătăcirea. Cu toate că mă apropii de cuvânt și că primăvara îmi place înflorirea pe pământ.
Nu pot să fiu timpul care trece, chiar dacă trec plictisit prin oraș. Și nici râul cu apă dulce și rece care se aruncă de pe stânci în făgăraș. Dar pot să fiu din adins și chiar din întâmplare pot să fiu un simplu om distins și viu. Lângă București. Mureau pe rând de foame zeii, pe când fierbea oceanul fără pești, și cerului albastru îi cădeau cerceii tocmai lângă București. Nu erau atunci orașe mari și roșii, și nici oameni nu erau albaștri, dar se răceau încet fricoșii de din cer veniții aștri. M-am încumetat atunci să fiu de piatră, întâi încet, apoi din ce în ce mai tare, și speriat că râul peste piatră latră, m-am ridicat eroic în picioare. Timpul. Fetele îi dau târcoale iubitoare. El se strâmbă când le vede și mai bea. Și-a închipuit o zână ca o floare și o iubește doar pe ea. Timpul umblă prin oraș fără ceas la mână. Intră în fiecare cârciumă și bea, se-nbată. Are ochii roșii și până și trecutul și la mână, și norocul verde și l-a pus cravată. Fetele îi dau târcoale iubitoare, el se strâmbă când le vede și mai bea. Și-a închipuit o zână ca o floare și o iubește doar pe ea. Pletele lui negre îi cad pe umeri ca și când însăși noaptea l-ar împodobi cu cerul. E modest și bun și iertător și blând, chiar dacă astăzi și-a îmbrăcat misterul. Fetele îi dau târcoale iubitoare, el se strâmbă când le vede și mai bea. Și-a închipuit o zână ca o floare și o iubește doar pe ea. Umblă fără vreun destin precis, tace și gândește ca un geniu. N-are ceas la mână, însă a decis să cheltuiască astăzi un mileniu. Și Doina, de care Aurel vorbea la început. Acest poem îi plăcea foarte mult lui Nichita. Este un poem foarte vechi, de prin anii 78-79, pe care nu l-am introdus până acum în niciunul din volumele mele de versuri. Însă, la îndemnul și sfatul prietenului meu, am îndrăznit să-l public. Doină. Limba mea a izvorât din limba dacă. Îi strig timpului să treacă și-mi trag visul ascuțit din teacă. Moartea am s-o tai la beregată și-am să-i lat zbâna tăiată și-am să cânt hora stacată. Vino, dragă, să mă vezi călare pe un cal universal de sare, galopând în zori pe mare. Flutură cămașa mea pe spete, stelele rămân încete, calul meu paște planete. Unde-i moartea să o omor? Să-i fac rană grea la zbor. Ah, pe moarte să o omor. Vă mulțumesc mult! Sun pe care ni l-a adus astăzi, mi-am pierdut microfonul, iertare, pe care ni l-a adus poetul Marin Dumitrescu, se bucură pe coperta spate de aprecierea criticului literar Daniel Cristea Enache. Iată ce ne spune Daniel Cristea Enache. Poemele din Sunt, îndelung meditate și atent lucrate,
Îmi amintesc de lirica unui alt Dumitrescu, celebrul Geo Dumitrescu. Din a doua lui fază de creație, aceea de după tinerețea iconoclastă și ironică. Ca și la marele precursor devenit un rebel, liric, în versurile lui Marin Dumitrescu se observă apetența pentru poezia înaltă de viziune metafizică. Autorul care a construit această structură devine un stăpân al cuvintelor proprii, confruntat permanent cu perspectiva dramatică gravă a timpului neiertător. El dă seamă în fața șefului legilor universale. Lirica acestui poet admirabil, vă rog să rețineți, îl numește poet admirabil, e compusă în tensiunea unui asemenea raport de încadrare în inevitabil. Aproape fiecare text din carte poate fi înțeles ca o nouă confruntare cu limita care se întrezărește și ca un mod de a o asuma iar și iar prin viziunea și expresia poetică. Cuvintele sunt importante, sunt chiar esențiale și pot fi vindecătoare. Iată lecția din această carte de poezie profundă și subtilă. După cum v-ați dat seama din versurile pe care ni le-a citit Marin Dumitrescu, avem de-a face cu o poezie de înaltă calitate, să spun așa, o poezie deosebită, apreciată la mod foarte bun de critica literară. Putem să-i mulțumim domnului Aureliu Goci, nu s-a obosit degeaba să vină de la București până aici, ne-a adus un poet... un poet, să spun, de înalte resurse lirice, ca să nu spun chiar admirabil, cum spune Daniel Cristea Enache, ne-a adus deci un mare poet pe care îl felicităm, îi mulțumim că din toate ținuturile din lume iubește cel mai mult România și îl invităm și în alte circumstanțe în orașul nostru. Și acum să-i dăm cuvântul autorului să se despartă de noi așa cum gândește domnia sa. Păi, în primul rând, vreau să-ți mulțumesc mult pentru prezentare și pentru primirea aici. Pe această cale vreau să mulțumesc și criticului Daniel Cristea Enache, care nu a scris despre mine. M-a întrebat de mult timp dacă vreau să scriu și i-am spus mereu că deocamdată nu. Și acum, după ce am terminat această carte, pe care am îndrăznit să o intitulez, să-i pun un titlu dintre ăsta, așa, Sunt, l-am întrebat dacă vrea să scrie și zice, bineînțeles, zice, e o mare, mi placer, el e puțin franțuzesc așa. Și el nu prea scrie despre autori pe spatele coperții și este un critic, din punctul meu de vedere, este unul dintre criticii mai tineri obiectivi. Și îi mulțumesc lui Aurel Goci, care a scris despre mine mult mai mult, a scris până și aici, în această carte, Istoria poeziei. Da, în istoria poeziei românești, a considerat că merit să am și eu acolo un loc și îi mulțumesc mult. Pe urmă, trebuie să mulțumesc și editurii Beta, care, nu știu dacă editura m-a adoptat, Nae Roșu m-a adoptat pe mine sau eu pe el, dar ne-am împrietenit și sunt chiar mândru că am publicat, e a șasea carte publicată la editura Beta, e o editură importantă și foarte, foarte bună, ea își prezintă cărțile foarte frumos și pe urmă, realizează niște cărți foarte frumoase. Așa că vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți aici, că m-ați ascultat și ne-ați ascultat și vă invit să vă dau, să vă dăruiesc un autograf pe fiecare carte. Să rog mâna, mulțumesc! Și dacă Aurel vrea să mai spună ceva? Vreau să vă spun doar un singur cuvânt. Adică Nikita, care i-a sprijinit începuturile, chiar căpătase un fel de, cum să zic, de clișeu verbal și când era Nikita bine în formă și mai și bea și ceva, era
Ah, unde-i moartea să mă mor? Tot timpul, unde-i moartea să mă mor, Marin? Da, și mai aveam o vorbă, Nichita, mă scuzați că nu termin, dar mi-a dus aminte, mai aveam o vorbă, Nichita, salut, murim. Și când mă întâlneam, făcea, salut, Marin, salut, murim. Și m-am întâlnit cu Nichita în piața Cogălnicianu, în București, și salut, Marin, salut, murim. Bine. Bine că ne-am întâlnit aici în piața Cogălnicianu. Zice, știi că aici în piața Cogălnicianu eu m-am uitat în ochii lui Eminescu? Și atunci am zis, e clar, a băut azi noapte. Zice, stai să-ți explic. Aici, chiar în locul ăsta, eu m-am întâlnit cu Tudor Arghezi. Zic, a venit de acasă. Da, dar tot în locul ăsta Tudor Arghezi s-a întâlnit cu Mihai Eminescu. Și zice, Tudor Arghezi, în această piață, în locul ăsta, s-a uitat în ochii lui Eminescu. Eu, în această piață, în locul ăsta, m-am uitat în ochii lui Tudor Arghezi și atunci l-am completat. Dacă tu te-ai uitat în ochii lui Eminescu, în ochii lui Arghezi, eu mă uit în ochii tăi, Arghezi s-a uitat în ochii lui Eminescu și uite așa, mă uit și eu acum în ochii lui Eminescu și zice, hai să bem o bere atunci. Și am fost la Gambrinus și am băut o bere. Încă o dată vă mulțumesc mult și vă aștept să vă dăruiesc o carte. Mulțumesc, Sărădună!